Angajații Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură din mai multe județe din țară au ieșit în stradă în această dimineață nemulțumiți că salariile vor scădea cu sume cuprinse între 700 și 2800 de lei, începând din 2018. Ministrul Agriculturii, Petre Daia, a transmis un mesaj pentru protestatari în care îi îndeamnă pe aceștia să muncească pentru ca plățile către fermieri să poată fi făcute. Ei au o singură misiune, munca, o muncă cinstită pe bani remunerați corect. Nu cred că sunt în situație situația să se plângă acum de salarii. Eu asta le-am spus angajaților Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Stați liniștiți și munciți. Asta le transmit și acum tuturor funcționarilor din APIA, pe care îi respect. Să fie liniștiți și să muncească până la începutul anului mai este. Acum trebuie să dați subvențiile, pentru că avem bani în buget și aceștia trebuie să plece către fermieri. Nu să-i blocăm prin minister, pentru că s-ar putea să dăm socoteală pentru treaba asta. Repet, asta le transmit. Să muncească, pentru că sunt plătiți cu salarii bune. Și să muncim toți în frunte cu mine. Eu, uneori, sunt sub nivelul unor funcționari din APIA din punct de vedere al salariului. Ieri, Octavian Mateescu, președintele Federației Sindicatelor din APIA, spunea că oamenii sunt pregătiți să înceapă de mâine protestele la centrele județene ale APIA din cauza impactului legii salarizării asupra veniturilor, care vor scădea începând din 2018 cu sume cuprinse între 700 și 2800 de lei. Nu și la București, pentru că angajații de aici nu sunt afectați. Tocmai asta am și cerut să ne treacă și pe noi pe aceeași grilă ca și angajații de la nivel central, pentru că suntem aceeași agenție. Va fi afectată de diminuarea veniturilor marea majoritate a angajaților din teritoriu, în afară de consilierii debutanți și asistenți, care sunt foarte puțini. Toți consilierii superiori și toți cei cu funcții de conducere vor avea o scădere a salariilor. Liderul sindical a precizat că nemulțumirile angajaților APIA din teritoriu au fost prezentate încă din vara acestui an, atât conducerii APIA cât și ministrului agriculturii. Culturii, însă nu s-a rezolvat nimic. Nu ne mai vedem nici cu ministrul, nici cu conducerea APIA. Mingea este acum la dânsii. Noi am așteptat din vară când a fost proiectul legii salarizării, dar ne-au tot amăgit că se va rezolva problema noastră și noi am făcut toate plățile și o să le facem în continuare. Nu cerem măriri de salarii, cerem să ni se păstreze salariile actuale, dar este dureros când vezi că îți scade salariul. Mai ales că s-a tot spus că prin legea salarizării vor exista măriri de salarii. APIA are în prezent 4850 19 de posturi din care în jur de 400 sunt la nivel central.